Bună, sunt Valentina Bălașariu, sunt lector la Fundația Calea Victoriei de 7 ani și mă ocup de atelierul de stil vestimentar feminin, masculin și pentru adolescenți. Mă mai ocup de atelierul de machiaj și atelierul de feminitate. Vorbind despre feminitate, o să vă povestesc câteva detalii despre cum putem să ne tundem și cum putem să ne vopsim acasă, pentru că zilele acestea suntem în izolare. Am întâlnit foarte multe discuții pe internet, pe Facebook, și foarte multe persoane spuneau că și-ar dori foarte tare să ajungă la salon, să se tundă și să se vopsească. Foarte multe femei povesteau că au căutat tutoriale despre acest subiect, așa că eu acum o să vă povestesc niște trucuri pe care puteți să le aplicați, pe care eu le aplic personal de 8 ani de zile și rezultatele sunt ca la salon. Ca să putem să ne tundem acasă, avem nevoie de un instrument de tăiat părul, coarfecă de tuns. Mai putem să achiziționăm o coarfecă zimțată, dar acest instrument nu este neapărat obligatoriu. Și un instrument care mie îmi place foarte mult, acesta, se numește CreaClip. Este practic o clamă, este o clamă zimțată și prindem părul cu precizie și stabilim exact cât de mult vrem să tăiem. După cum observați, acest instrument are în centru o bulă de nivel și cu ajutorul acestei bule de nivel putem să stabilim dacă vrem să tăiem drept sau în diagonală. În minutele următoare o să vă povestesc detalii despre cum putem să facem, o să vă arăt și niște imagini despre cum putem să facem ca să ne tăiem părul acasă. Înainte să tăiem părul, verificăm dacă acesta este doar deshidratat sau dacă chiar are nevoie să fie tăiat. Dacă părul este deshidratat, avem la îndemână uleiurile. Eu folosesc uleiul de brocoli. Acesta nu încarcă părul, nu are aspect gras și arată și hidratat și foarte lucios. Dacă părul este totuși tocit la vârfuri, după atâtea săptămâni când nu a mers la hairstylist, putem să ne tăiem părul fără să pierdem din lungime dacă vrem să ne lăsăm părul mai lung. Vom răsuci o șuviță și vom tăia toate acele fire care ies din contur, care sunt despicate. Cu cât lumina este mai bună, cu atât le vom vedea cu mai mare ușurință. Așa că mergeți la fereastră și faceți operațiunea aceasta la o lumină foarte bună. Dacă vrem să ne tăiem părul mai mult, n-aș recomanda să facem operațiunea aceasta acasă, pentru că există riscul să nu iasă din primă. Ar fi bine să tăiem maxim 3 cm și să întreținem ceea ce avem deja. Pentru tăierea bretonului este foarte simplu. Vom alege ca punct de reper centru creștetului și vom trage 2 cărări din centrul creștetului până la coada sprâncenelor. Alegem această șuviță, o pieptănăm și o prindem între 2 degete. Apoi răsucim această șuviță ca să obținem un breton mai lung la capete. Facem operațiunea aceasta pe păr uscat. Putem să facem și pe păr ud, însă părul ud se scurtează după ce se usucă. Așa că dacă vrem un rezultat cât mai aproape de cel pe care vrem să-l vedem la final, ar fi bine să facem operațiunea pe păr uscat. Vă povesteam că există aceste instrumente, CreaClip. Instrumentul mare este pentru părul de la spate, instrumentul cel mai mic este pentru breton și pentru tăieturi drepte. Mai avem nevoie de o foarfecă pentru tuns. Eu folosesc instrumentul acesta mic ca să îmi tai o jumătate de breton, adică bretonul meu este asimetric, dar bineînțeles voi puteți să testați inclusiv un breton întreg, un breton simetric. Puteți să obțineți un breton drept, tăind drept, sau puteți să obțineți același breton despre care vă spuneam mai devreme, ceva mai lung la capete. Dacă vrem să ne tundem din lungimea părului la spate, putem să rugăm pe cineva din familie să ne ajute să fixeze instrumentul CreaClip. Însă, dacă nu este nimeni în preajma noastră, putem să facem această operațiune și noi singure, cu condiția ca părul să fie suficient de lung. Vom trasa o cărare la spate și tragem tot acest păr în față, punem instrumentul CreaClip și tăiem. Dacă vom tăia drept,
atunci nu vom putea să undulăm părul foarte bine la vârful, însă dacă vom franjura puțin vârfurile, atunci putem să obținem inclusiv bucle atunci când vrem să ne coafăm. Putem să ne tăiem părul în forma aceasta bob, dacă vrem un bob mai lung la capete, răsucim instrumentul CreaClip, exact cum răsuceam șuvița de la Breton, și vom obține aceste lungimi diferite. În lateral părul va fi mai lung, la spate va fi mai scurt. Dacă vrem o tunsoare în scări, în V la spate, este foarte simplu. Ne aplecăm, prindem părul cu acest instrument CreaClip, stând aplecate în față, și vom tăia. Vă recomand să nu tăiați foarte mult, pentru că V-ul va fi foarte accentuat și, bineînțeles, schimbarea va fi radicală. Așa că vă recomand să tăiați maxim 3 cm când faceți operațiunea aceasta. Întotdeauna când tăiem părul în felul acesta, forma va fi în V. Am terminat cu tunsoarea, vorbim rapid despre vopsit. Dacă rădăcinile sunt crescute și au nevoie de retuș, dacă sunt foarte multe fire albe, putem folosi un spray pentru rădăcini. Dacă totuși vrem să ne vopsim, dacă am mai făcut-o sau dacă n-am făcut-o, este foarte simplu, avem nevoie de un echipament de protecție, un halat sau un prosop, avem nevoie de mânuși, ne vom da cu un ulei de cocos sau cu vaselină grasă pe frunte și pe urechi ca să nu ne pătăm pielea. În rest, operațiunea este foarte simplă. Pe cutia de vopsea sunt scrise toate instrucțiunile legate de câte minute vom sta cu vopseaua în păr. Ce vă recomand este să nu faceți schimbări radicale, să nu vă faceți din brunete blonde, pentru că există riscul să vă ardeți părul. Avem nevoie să știm că există oxidant de concentrație diferită și concentrația de 3% nu e tot aia cu cea de 12%. Cu un oxidant de 12% putem să ne ardem foarte tare părul, pe când cu un oxidant de 6% părul în continuare rămâne sănătos. Ar fi bine să evităm să aplicăm oxidantul în mod repetat pe lungimea părului. De ce? Pentru că acesta se arde. Inclusiv în alea 5 minute se arde dacă oxidantul este prea intens. După ce am terminat vopsitul, putem să ne coafăm și putem să ne punem bigudiuri. Există aceste bigudiuri care se răsucesc ca să obținem bucle legere. Mai există bigudiuri mari dacă vrem să obținem o coafură cu volum. Și mai există bigudiurile favorite, bigudiurile calde, eu le folosesc în mod frecvent și obțin bucle ca la salon. Acestea sunt sfaturile mele legate de coafură acasă și de tunsoare. Dacă aceste informații ți-au fost utile, ne vedem la atelierul de feminitate la Fundația Calea Victoriei, unde vorbim despre evoluție personală, paradigme, energie feminină și masculină, relaționare sănătoasă, evoluția stilului personal și îngrijire.